În cadrul celei de-a doua sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, candidații au avut de susținut proba interviului, care s-a desfășurat în data de 16 și 17 martie. În total au fost declarați admiși 48 de candidați, 3 nu s-au prezentat, 2 s-au retras și 7 au fost respinși. În data de 16 martie, din cei 30 de candidați programați pentru a susține proba, 26 au fost admiși, obținând note peste 6. Unul s-a retras, unul nu s-a prezentat și 2 au fost respinși. Pentru data de 17 martie au fost programați 130 de candidați, din care 2 nu s-au prezentat, unul s-a retras și 5 au fost respinși. Procentul de promovabilitate la această probă a fost de 80%, iar 17 candidați au obținut nota 10. De asemenea, cele mai multe note au fost cuprinse între 9 și 9,99, respectiv 23, și între 8 și 8,99, respectiv 25. Este vorba de un procent de promovabilitate de 80%. Reamintesc faptul că avem în județ 58 de funcții de director și 31 de funcții de director adjunct vacante la acest moment. De asemenea, trebuie să precizăm faptul că rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maxim 24 de ore de la afișarea rezultatului. Contestațiile pentru proba interviului se pot depune la registratura ISJ Maramureș sau se pot transmite la adresa de e-mail isjmaramureș@gmail.com. Rezultatele finale ale concursului se vor afișa la data de 29 martie.